Multă bucurie, stimați colegi columbofili, și Hristos a înviat, Hristos este viu. Stimați prieteni, în mod normal eu trebuia mâine dimineață să merg la un antrenament în Ungaria, la un antrenament din nou de 100, plus 115 km aeriani, dar datorită faptului că afară plouă, fulgeră, suflă vânt puternic și mâine avem o prognoză meteo nefavorabilă, nu putem să mergem la antrenament. Datorită acestui aspect am hotărât ca în această seară să facem tratament cu un produs foarte ieftin și o să vedeți de-a lungul sezonului columbofil că o să vă arăt multe produse ieftine cu care puteți face treabă fără să scoateți bani mulți din buzunar. Acesta e foarte scump, 10-11 lei o cutie de Enterogard M și o putem folosi ca să tratăm trihomonoza, o putem folosi pentru porumbeii noștri. Este foarte important să nu folosim înainte de îmbarcare, că în momentul în care o folosim înainte de îmbarcare, acest enteroguard va scădea viteza porumbeilor. Noi avem îmbarcarea vineri seară cu lansare pe sâmbătă, deci putem liniștiți acum seara să începem acest tratament. Dăm o singură pastilă, porumbeii noștri n-au primit tratament. Nu suntem fani produse, nu suntem fani tratamente. Da, folosim unele produse, care chiar e nevoie de ele și o să vedeți de-a lungul sezonului, cei care sunteți abonați, care veți fi abonați, o să vedeți lucrul acesta și o să vedeți felul cum recuperăm, felul cum pregătim, o să vedeți detalii cu tot ceea ce facem noi și o să vedeți că cu lucruri simple, cu lucruri ieftine și se poate face columbofilie fără bani mulți. Cu bani puțini se poate face columbofilie atunci când este pasiune și păsări de calitate. Și o să vedeți cu ce tratăm noi, o să vedeți cum facem noi pregătirea, o să vedeți toate aceste detalii. Nu vă prezint un produs care costă 200 de lei, nu vă prezint așa ceva, ci vă prezint un produs care costă 10-12 lei, care e la îndemâna oricărui să-l cumpere și oricare îl poate cumpăra și îl poate folosi. Eu sunt foarte mulțumit de el. Îl folosesc de ani de zile și la etapele de maraton, îl folosesc la maratonul 1 și la maratonul 3 și sunt foarte mulțumit. Ei, o să-l facem acest tratament la aceste femeluțe de viteză. Femeluțele noastre de viteză au fost împerechelate în luna noiembrie. În luna decembrie am scos pui, au crescut puii până la 14 zile. La 14 zile femelele au fost despărțite de masculi, masculii au rămas să crească puii. Ei, și-am reîmperecheat acum înapoi. La începutul lui aprilie am împerecheat, ați văzut pașii care am făcut, am împerecheat, s-au ouat și au stat pe ou câteva zile. Au stat pe ou câteva zile, pe ou de plastic, ouăle lor erau arvonite, erau comandate, erau rezervate. Așa că au stat pe ou de plastic câteva zile și acum o să facem primul tratament. Ele n-au văzut tratament de anul trecut din sezon. Eu nu fac tratament de iarnă, nu cred în tratamente de iarnă, nu cred în tratamente de toamnă, nu cred în astfel de tratamente. Eu dacă nu mă doare capul, nu iau alvocalmin. Eu dacă nu sunt bolnav, nu iau ampicilină, nu iau doxicilină, nu iau alte antibiotice. Așa că lor, de ce să-l băgăm în ei, de ce să atacăm ficatul? Și o să vedeți ce facem și pentru căile respiratorii. O să vă arăt un lucru atât de simplu pentru căile respiratorii, ce îl puteți face la porumbei cu punctochit, punct lovit. Tot așa, cu bani puțini, uitați enteroguardul și o să începem să dăm la fiecare femelă. Nu pot să vă filmez înăuntru că este cam întunecos, ați văzut lucrul acesta, eu nu am lumini aici. La mine se lasă ruletele jos, să fie întuneric, ca femeile să doarmă. Își fac antrenamentul dimineața și după aia femeile mele dorm toată ziua. Ei, să începem. Ma, 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 ma. Să vă și prezint puțin cum arată femeluțele noastre. 80-31. Femeluța asta, la vârsta de un an, în anul 2021, are două etape grozave. Are un loc 1 pe lansare și mai are încă o etapă cu 3 puncte. Una dintre femelele de bază, bunicul ei a fost olimpicul lui Stanic,
Iar mama, direct din căsătoria domnului Cosmin Olteanu, o femeie extraordinară, care a făcut super rezultate la noi. Femeia la 83. De asemenea, vă pot arăta aripa. Anul acesta nu am lucrat la pene, în ceilalți ani trăgeam câte o pană, două și lucram la pene. Uitați aripa completă, n-am lucrat la pene. Femeluța aceasta are un loc 4 pe lansare la etapele cu pui și după aia a fost oprită. Toți puii mei care au avut etape în top pe lansare, în primii 10 pe lansare, toți puii au fost opriți după etapa când a lovit în față, au fost opriți. Tata acestei femele e frate cu porumbelul olimpic al domnului Cosmin Olteanu și a zburat bine ca pui. I-am băgat pastila, după care sunt închise înapoi pe boxa. Aceasta este favorita noastră, femeia care anul trecut, din 3.000 fonduri, la vârsta de un an, a reușit să ocupe două locuri de 1 pe lansare și un loc 2. Dacă mai aveam încă o etapă, puteam să fim top național. Aceeași treabă, 10 pene complete. E o femeie la care avem mari speranțe. A avut anul trecut 8 clasări la vârsta de un an, dintre care două locuri de 1 pe lansare și un loc 2 pe lansare din 3.000 fonduri. Se mai prindea un demifond atât de grozav. Musculatura începe să arate bine. Avem deja mai multe etape de plus 115 km. E bine, e bine. Suntem pe drumul bun. O altă femeie grozavă, bunicul ei, e porumbel olimpic în crescătoria domnului Cosmin Olteanu. E o femeie grozavă, o femeie care în anul 2021 ne-a adus locul 1 pe lansare la o etapă de fond la crescători. A ocupat locul 11 sau 12 pe lansare, că am îmbarcat 4 femele, le-am clasat pe toate 4 și am avut locul 10 și 11 sau 11 și 12. Nu pot să vă spun exact și să zic ceva prostie. Dar în cel mai rău caz, loc 11 și 12 pe lansare și au fost ori loc 11, ori loc 12 pe lansare. Și am avut locul 1 crescători la un fond zonal. O pasăre grozavă, o pasăre de la care avem speranțe mari și o pasăre pe care, la care am scris seria pe perete. O să vă arat și o să vedeți în sezon. Eu la porumbeii mei favoriți le scriu seriile pe pereți să văd dacă am avut spirit de observație sau nu. Porumbei deja încep să lucreze, corpul lucrează, pudra e pe ei, se vede bine. Femeia la 77, femeia care are un loc 1 la, pe lansare la etapă cu pui din, cred că 3700 de pui, are locul 1 pe lansare, după acel loc 1 a și fost oprită jos.
V-am spus, pui, cum ne lovea o etapă bună, era oprit. Cum avea etapă în primii 10 pe lansare, puii noștri erau opriți. Uita și ea ce frumos se curăța. Femelele noastre mănâncă la grămaș. Păcat că nu se poate vedea înăuntru. Nu avem lumină să vedeți puful la ele înăuntru. Asta e 97, iar o femelă favorită de-a noastră. Anul trecut din 4 etape scurte a avut 14 puncte și în cele 14 puncte erau și 2 etape de demifond, dacă nu greșesc. La o etapă de demifond are locul 2 pe lansare. De asemenea, Porumbei Cosmin Olteanu, tatăl ei 18-0-59, un porumbel care ne-a clasat ca pui în anul 2018, când am adus la domnul Cosmin Olteanu, ne-a clasat 9 etape ca pui și anul următor au fost 4 porumbei în județul Bihor, care au reușit să facă norma la Aspid, 10 etape din 10, cum aveam noi în planul de zbor. Din cei 4 care au făcut această normă, 3 au fost din crescătoria noastră. Deci au fost 4 în tot județul, 3 au fost de la noi din crescătorie și unul dintre ei a fost chiar tatăl acestei femele. E o femelă extraordinară, iar mama ei are o soră de cuib și amândouă femele ne-au dat pui în top 10 pe lansare în anul 2021. Uitați și la ea ce frumos se curăță. Îmi place, musculatură frumoasă. Poți cânta la musculatura ei. O femelă frumoasă. Ma, prințesele mele. De asemenea, 65, o femeluță care a clasat 4 etape din 5, că noi în județ am avut doar 5 etape cu pui, care au fost luate în concurs, a clasat 4 dintre ele și e soră bună cu 30, soră bună, soră de mamă, cu 30, cu femela care are 2 locuri de 1 și 1 loc 2 pe lansare și e soră bună cu femela 78, pe care e favorita noastră din generația de pui 2021. Și cuca noastră, feblețea noastră, de asemenea și are etapă cu un loc 19 din peste 7000 de păsări și ce este interesant că mai are încă 3 frați cu etape în top 10 pe lansare. Mama ei e fiică din Olimpicului Stanic, iar tata e din Porumbei Cosmin Olteanu, Porumbei Brande. O femelă grozavă, o femelă de la care avem mari speranțe. Ma 80-94, o altă femelă care ne-a făcut echipe anul trecut, o femelă care are etape de vârf. De asemenea, atât ea cât și sora de-a ei au jucat bine. Are pe complet la toată gașca. Și aici începe să curețe bine. Avem plin de puf înăuntru. E ok. Toți au musculatură elastică. E o plăcere să-i ții în mână.
92, 80-92. De asemenea, o femeie cu mai multe clasări anul trecut. E soră bună cu 30-a, care are două locuri de 1 și un loc 2 pe lansare la din 3.000 fonduri. E soră și de mamă și de tată din serii diferite și are etape de vârf. Dacă nu avea etape de vârf, nu rămânea în crescătorie, chiar dacă e soră cu oricine ar fi ea. La lupte de viteză ne-au rămas doar femelele cu explozie. Are paie pudrată. Ma. Cuculina, ma. Cuculina, hai joacă-te cu mine, hai. Hai cuculina, hai. Ma. Hai cuculina, hai. Cuculina a lăsat-o liberă, asta e jucăria. Se joacă aici. Hai cuculina, haide. Hai cuculina, hai, hai. Haide cuculina, hai. Ma. 78-48. Favorita din generația de 2021 de pui de viteză. O femelă grozavă. Din Porumbei Cosmin Olteanu, amândoi și mama și tata foarte buni zburători. Mama ei scoasă din masculul bătrân Van Lon al lui domnul Cosmin Olteanu, pus în pereche cu femelă ce o are de la Stănescu cu Dobre, cei pe 03 Helemans. O super femelă care ne-a dat niște pui extraordinari până acum. Asta e favorita noastră din generația 2021, din generația de pui 2021. De asemenea, 48 avea două etape de vârf. Mai am jucat-o două etape, că am crezut dacă putem prinde la pentru trei grozave, că avea două foarte bune, dar după aia am oprit-o. N-am mai jucat-o după aia. 58, la fel, tatăl ei, din căscătoria Cosmin Olteanu, frate cu Porumbel Olimpic, maică sa, iară fică din Porumbel Olimpic, domnul Cosmin Olteanu, și a zburat acceptabil la pui. Nu a avut locuri în primii 15 lansare, dar a avut locuri ok. Anul ăsta sperăm să facă treaba mult mai bună. Ma. 80-90, femelă care n-a mai jucat, a fost oprită la matcă, dar datorită faptului că am avut prea multe femele la matcă, le-am scos. Ce pot să vă spun, fratele ei de cuib, 80-89, a avut anul trecut două etape de vârf și a fost oprit. De vârf însemnând în primii 10 pe lansare, la o etapă loc 11 din 7.000 și ceva și la o etapă iară în primii 10 pe lansare din, nu mai știu, 4.000-5.000 de porumbei. Iar tata ei, direct din crescătoria domnului Cosmin Olteanu, a fost triplu campion județean în anul 2019 în județul Bihor. Porumbei super, 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 super. Asta e 86-a, e femela ce a scris o filă de istorie în județul Bihor. E primul porumbel din județul Bihor care capui, menționez capui, reușește să se claseze două fonduri în 7 zile cu două asociații diferite. Un fond l-a clasat cu cei din satul mare
și un fond cu cei din Arad. Colegi, vă las că deja văd că avem 20 de minute și uitați, se pot face tratamente cu produse ieftine. Cu 10-12 lei puteți face un tratament și puteți rămâne cu bani în buzunar. Tot ce vă trebuie sunt porumbei de calitate, să fiți dedicați, să fiți pasionați de ceea ce faceți și să fiți atenți la toate detaliile. Și puteți face economie de bani. Columbofilia nu înseamnă doar bani aruncați în aer. Columbofilia poate însemna, dacă o jucăm cu inteligență, dacă ne folosim inteligența, columbofilia poate fi ceva frumos, poate fi ceva plăcut și accesibilă oricărui pasionat de porumbei. Vă salut, multă bucurie și nu uitați, Hristos a înviat ca noi să avem viață prin El. Vă salut!